În anul 2004, România a fost vizitată de celebrul yoghin Gupta Swami, care este totodată profesor indian și doctor în istoria religiilor. El este ghidul spiritual al multor aspiranți care se află atât în țara sa natală, cât și în alte țări din lume. Cu toate că este aproape necunoscut publicului român, yoghinul este celebru în afara Indiei, mai ales ca prezicător și clarvăzător. Multe dintre predicțiile sale s-au adeverit cu exactitate uluitoare după ce au fost formulate. Gupta Swami a prezis și, totodată, am putea spune că a anticipat cu o acuratețe extraordinară mai multe evenimente cruciale, care între timp s-au petrecut deja la sfârșitul acestui secol și, de curând, a făcut unele preziceri ce urmează să se împlinească la începutul noului mileniu. Printre prezicerile sale, care ulterior s-au adeverit, amintim căderea lui Gorbaciov, atentatul terorist din Indonezia, căderea navetei Columbia, precum și prăbușirea și execuția capitală a cuplului de despoți Ceaușescu. Mai ales din această cauză, adeseori de-a lungul timpului, acest faimos yoghin indian a fost contactat de mulți președinți de state și guverne. La ora actuală se știe că până și Elena Ceaușescu a apelat la yoghinul Gupta Swami în anul 1983, însă a fost teribil de deranjată de prezicerile acestuia, în mod evident nefaste pentru conducătorii de atunci ai României. Tocmai de aceea, soția dictatorului Ceaușescu l-a silit pe Gupta Swami să părăsească urgent România. Atunci când s-a aflat în vizită în Bucovina, faimosul yoghin a făcut o serie de profeții cutremurătoare. Acestea sunt în concordanță deplină cu profețiile unui alt indian, și anume Sundar Singh. Profeții care circulă în România încă din perioada comunistă anterioară regimului Ceaușescu. În cazul în care aceste profeții recente ale lui Gupta Swami se vor adeveri, ele anunță totodată la unison cu profețiile indianului Sundar Singh transformarea profundă la față atât a României, cât și a întregii planete. Iată ce a mărturisit cu această ocazie în anul 2004 indianul. Atunci când am vizitat prima oară România, aproape toți românii cu care m-am întâlnit sau care au intrat în legătură cu mine nu s-au interesat decât de propriul lor viitor. Una dintre aceste persoane a fost și Elena Ceaușescu, dar dat fiind faptul că ea nu a fost deloc încântată de evenimentele dramatice pe care i le-am prezis, s-a grăbit să mă numească șarlatan și apoi, peste doar câteva zile, am fost invitat să părăsesc imediat România. Toate acestea s-au petrecut în 1983. Pot să adaug că un înalt personaj din guvernul României, care a participat în calitate de revoluționar la procesul soților Ceaușescu, mi-a mărturisit cu o oarecare uimire că printre șușotelile Elenei Ceaușescu atunci când se afla cu Nicolae Ceaușescu la binecunoscutul lor proces, a auzit de două ori cât se poate de clar că a fost amintit numele meu. Gupta Swami a mai spus că în viitor va începe un înfiorător război mondial, cel de-al treilea și ultimul, ce va fi declanșat și întreținut de forțele oculte satanice ce conduc la ora actuală omenirea. România va participa la acest război încă înainte de extinderea și transformarea lui într-un război de anvergură mondială din cauza politicii neroade a conducătorilor ei. Datorită declanșării celui de-al treilea război mondial, tinerii din această țară vor muri în număr mare, pe capete, în unele țări străine, în locul unor străini, războindu-se pentru o cauză ce este complet străină de interesele României. Acesta mai spunea că Traian Băsescu va fi ucis până la urmă într-un atentat ce va fi pus la cale de unul dintre opozanții lui. La scurt timp după moartea sa, fariseismul criminalilor ce se vor afla la conducerea României va declanșa tulburări sociale fără precedent, ce se vor propaga asemenea unui bulgăre de zăpadă ce se rostogolește vertiginos, declanșând o imensă avalanșă pe panta nenorocirilor românești. Gupta mai susținea că în viitorul apropiat, românii din această țară vor ajunge să trăiască mai rău decât pe vremea dictatorului Ceaușescu. El spunea că am să vă spun ce se va petrece în viitor în această țară și totodată am să vă spun ce va pătimi poporul României. Guvernarea va fi extrem de brutală și se va prezenta aproape ca o dictatură, cu toate că acea guvernare va continua să se numească de ochii lumii democrație. Înainte de dezlănțuirea unei noi revoluții, românii o vor duce chiar extrem de rău. Viața lor va fi mai grea și mai chinuită decât a fost pe vremea dictatorului Ceaușescu. În acele vremuri, înainte să se declanșeze acea revoluție nouă în România, legile vor fi din ce în ce mai multe, constrângătoare și deosebit de aspre. Cei ce se vor afla la conducerea țării se vor manifesta adeseori într-un mod violent, inuman și chiar necruțător. Criza socială ce va apărea atunci în România se va adânci din ce în ce mai mult, iar
iar masele de români care i-au ales pe reprezentanților vor înțelege într-un târziu că prin înlăturarea dictatorului Ceaușescu au adus la conducere alți dictatori ce sunt mai cruzi, mai răi și mai lacomi decât a fost Ceaușescu. Românii își vor da seama că după revoluția ce a avut loc în anul 1989, totul a mers de la rău la extraordinar de rău. Acesta mai spune că în timpul noii revoluții care va izbucni în viitorul apropiat în România, zeci de mii de români vor muri sub pretextul înfăptuirii dreptății care era așteptată de atâți ani. În timpul acelei revoluții ce va izbucni în țara noastră, va începe apoi o adevărată vânătoare de vrăjitoare, mai spunea Gupta. România se va scălda pur și simplu într-o mare baie de sânge, ce va fi pe alocuri asemănătoare cu ceea ce se petrece în filmele despre personajul Dracula, pe care le-am vizionat cu toții. Luați aminte că atunci, în timpul acelei noi revoluții, vor muri atât de mulți oameni ce au fost vinovați, cât și mulți oameni nevinovați. Pentru o anumită perioadă de timp, atunci când acea revoluție se va dezlănțui, autoritatea de stat din România va dispărea aproape în totalitate. Opinia publică internațională va fi profund șocată de ceea ce se va petrece atunci în această țară, dar datorită faptului că va fi preocupată de propriile ei probleme și de dificultățile pe care le va face să apară cel de-al treilea război mondial, va rămâne în expectativă și nu va interveni în această țară. Atât datorită lipsurilor, cât și datorită bolilor care se vor declanșa și a crimelor care se vor comite în timpul acestei noi revoluții, toate acestea combinându-se și cu cel de-al treilea război mondial, populația României se va reduce considerabil, aproape la jumătate. Averile obținute prin furt și înșelăciune ale celor care s-au îmbogățit după 1989 vor fi pierdute, după cum și merită acești tâlhari și se vor risipi. O parte dintre aceste averi vor ajunge până la urmă în mâinile rebelilor și ale revoluționarilor ce vor scăpa de sub orice autoritate statală. Din acest haos însângerat, România va ieși până la urmă mult purificată. Clarvăzătorul a mai spus că vă mărturisesc că ceea ce mi-a purtat pașii spre pământul binecuvântat al Bucovinei este în special faptul că am avut unele viziuni în conformitate cu care, într-un viitor nu prea îndepărtat, de aici se va înălța în întâmpinarea destinului său cea mai puternică personalitate politică a României pe care o va cunoaște poate mileniul care a început. Tocmai datorită acestor viziuni referitoare la viitor pe care le-am avut, am venit să mă familiarizez cu aceste locuri sfinte de unde își va porni activitatea acest mare mântuitor al omenirii viitoare. Și trebuie să recunosc că această personalitate grandioasă va avea o mulțime de calități excepționale. Acum sunt sigur de toate acestea după ce am vizitat ceea ce aș putea numi stâlpii spiritualității românești, concretizați în incomparabilele și genialele opere de artă care sunt mănăstirile Moldovei. Așa cum vă spuneam, de pe teritoriul Bucovinei se va ridica un om bun, înțelept și credincios într-un Dumnezeu care va fi tare ca o stâncă. El va conduce acest popor cu o mână de fier, dar totodată va fi un om bun, înțelept și drept. Până la acea dată când se va afirma ca un mare conducător carismatic, el nu va fi de nimeni cunoscut. Acest mare conducător va opri prăbușirea națiunii române și tot el, prin activitatea sa plină de înțelepciune, o va înălța în fruntea statelor de pe glob. Sub conducerea sa, România va ajunge la scurt timp după aceea la cea mai mare extindere teritorială din întreaga sa existență și va atinge cea mai mare înflorire economică. În acele vremuri, militarii români vor fi aduși în țară de pe fronturile unde luptau anapoda, fără niciun țel, și își vor folosi experiența în obținerea unor victorii împotriva celor care vor ataca România, iar faptele lor de arme vor fi la fel de glorioase ca și acele ale înaintașilor lor. Trebuie să știți că toate acestea vor fi posibile deoarece ei vor avea un țel nobil, o cauză dreaptă și un conducător bun și înțelept, care va fi capabil să-i călăuzească. În secolele următoare, România va juca un rol preponderent în viața spirituală, politică, socială și economică a acestei planete. Clarvăzătorul mai spunea că raportul de forțe se va transforma radical în lume la încheierea ultimului război mondial. Țările ce vor fi puternic spiritualizate vor dobândi apoi supremația mondială. Trebuie să știți că țările noastre, India și România, vor deveni în acele vremuri pilonii principali pe care se va sprijini noua orânduire internațională ce va apărea atunci. Grecia, Japonia, Franța și Rusia vor deveni niște coloane de susținere a dezvoltării mondiale, dezvoltare ce va fi bazată mai mult ca niciodată pe spiritualitate, pe cultură, pe religie, pe bună înțelegere, pe iubire și pe artă și nu pe regulile reci ale unor economii mercantile, egoiste și lipsite de suflet.
anumite structuri statale lipsite de inimă vor dispărea din istorie și printre acestea amintim Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și NATO. Toate acestea se vor prăbuși și vor dispărea. Statele Unite se vor prăbuși deoarece au picioare de lut și fiindcă structurile sociale în această țară au fost consolidate pe minciună și pe felurite premise false. Slăbiciunea Statelor Unite ale Americii va fi demonstrată adeseori în cursul celui de-al treilea război mondial, mai spunea clarvăzătorul.